A început să curgă apă la robinetele Reghinenilor. Compania care gestionează serviciul de apă canal al municipiului a repornit alimentarea cu apă. Asta după ce s-a lucrat la remedierea unei avarii majore produse în jurul orei 4 în dimineața zilei de sâmbătă, 1 noiembrie. Este ora 10:40. Echipajul companiei AquaServe, prezent aici la fața locului unde a avut loc avaria în sistemul de alimentare cu apă, așteaptă ca betonul turnat în cursul acestei nopți să se întărească, iar în scurt timp va fi supus testelor de rezistență. Dacă betonul va face față presiunii de apă, atunci compania va începe realimentarea cu apă a municipiului Reghin și a localităților din împrejurimi. Așadar, echipele de muncitori de la compania AquaServe Reghin au reușit în cursul acestei nopți să remedieze avaria majoră apărută pe conducta magistrală la ieșirea din uzina de apă Reghin. Reluarea alimentării cu apă se va face treptat. Trebuie menționat și faptul că umplerea întregului sistem va dura undeva aproximativ 10-12 ore, deoarece creșterea presiunii trebuie făcută gradual. Compania responsabilă atrage atenția consumatorilor că la reluarea alimentării cu apă este posibil ca pentru scurt timp la robinete să curgă apă tulbure din cauza antrenării depunerilor din conducte. Prima fază, din cauza diferențelor de presiune, la robinete e posibil să curgă apă tulbure din cauza antrenării depunerilor din conducte. Iar noi recomandăm să nu se folosească apa decât eventual pentru scopuri menajere, pentru WC-ul sau pentru toaletă, până la limpezirea ei. Autoritățile locale și cetățenii se arată consternați de situația creată și nu par să înțeleagă ce s-a întâmplat. Este groaznică pentru că se înfundă conductele la WC-e și sigur o să se întâmple o epidemie. A trebuit să lucreze zi și noapte pentru asta. V-ați imaginat că s-ar putea întâmpla așa ceva, să nu avem zile în șir apă? Nu mi-am imaginat. Se vede lipsa de îngrijire a populației. Trebuie să se lucreze zi și noapte, să se dea drumul ăla. Cum v-ați descurcat? Văd că aveți și nepoțeli. Păi e foarte greu, e foarte greu, se cară din mure și apă. Păi e posibil așa ceva? Destul de trist că am ajuns acolo. Trebuie AquaServe să se asigure de treaba asta. A durat atât de mult deoarece a fost o avarie extrem de gravă, apărută pe o conductă de mari dimensiuni din azbociment, material care este foarte dificil de remediat. Pe lângă acest lucru, erau foarte multe, existau conducte care nu erau foarte vechi, care nu erau, nu apăreau niciun plan al rețelei de distribuție, care practic furau apă din conducta de rezervă prin care s-ar fi putut alimenta Reghinul și care a trebuit căutate pe nevăzute, ca să zic așa, pentru că nu apăreau niciun plan. Reprezentantul companiei a mai declarat pentru Dar Reghin TV că nu poate fi vorba de un vinovat și că echipele din Reghin și Târgu Mureș au muncit non-stop la remedierea avariei. Vă amintim că locuitorii municipiului au posibilitatea să se aprovizioneze cu apă potabilă din recipientele special amplasate la următoarele adrese: cartierul Iernuțeni, numărul 34, cartierul Rodnei, numărul 2, cartierul Mihai Viteazu, la Centrală, cartierul Unirii, numărul 15, Piața Mare, la Poartă.